mergem la următorii invitați. Spic, Ioana Ignat, împreună au piesă, o cântă și ne povestesc despre ea, așa că eu zic să-i chemăm, pentru că piesa se numește Ca nebunii. Adică așa îi zice piesa, Ca nebunii. Iar Ca nebunii intră peste mine, Spic și Ioana Ignat. Am zis că intră Ca nebunii peste mine, dar tu ești chiop, ce ai pățit? Nimic, dar îmi trăgeam cu urechea, am febră. Ce febră, mă? Ți-ai rupt piciorul? Ce ai pățit? Nu, am febră mușchiulară. De ce? Te-a pus Ștefania la da, sală? Da, am fost la sală. Ai fost la sală? Da. Bravo, foarte bine. Încă nu se vede, dar e ok. Știu, tot așa. E bine, păi am o săptămână. Da, dar ce, te doare aici? A, stai, nu fi... Bă, nu cred. Ia stați voi acolo, că eu stau aici. Răsând-ne. Deci aveți piesă nouă, Ioana? Da. Tu ai microfon? Da, am uitat. Deci e piesa ta? Este piesa lui în colaborare cu mine. E a noastră, da, este piesa noastră. Nu lângă el, că e prietenul nostru. Da, mă, stăm aici lângă tine, că nu-ți facem nimic, mă, Spic, mă. Termină cu prostii. Erai mic, că ai de la Moldamin? Stai, că mă doare tare. Dar te doare rău? Da, rău, foarte rău. Dacă mă fugărești acum un copil care vrea să mă bată, mă bate și mă prinde. Bine. Dar cum faci dansul ăla? Care dans? Păi de n-aveți dans? Nu, no, asta e mai de draga nene. Hai să vorbim de piesă de dragoste. Zi despre ce este vorba. Este o piesă de dragoste. Se numește Ca nebunii. Ca nebunii. E piesa ta și ai invitat-o pe Ana Ignat. Da, e piesa noastră, că am făcut-o amândoi. Da. Păi și ce înseamnă Ca nebunii? Că ne iubim ca nebunii. Adică? Intens. Intens, fără da, limite, da, pentru, melodii. Fără da, limite, pentru că nebunii n-au limite. Adică sunt, fără limite e cu... nebuni, nelimitați, ne... Da. Mi-e frică de tine, mi-e frică de tine. Ce faci? Că ai o privire malefică așa. Bă, dar te rog eu frumos. Dar nu cred că te doare mă așa tare. Nu cred, cred că o joci. Ei, o joc, așa bine? Ia, stai, ia, stai un pic, gata, stai să vezi. Gata, că e mai bine așa. Dar am înțeles că ești și cu pe dietă, pe ceva, nu mănânc. Da, da. Ești nervos, ha? Bă, te joacă ochii în cap, ha? Aș mânca pietre. Ți-o, nu, nu? Aș mânca într-una, dar nu mai pot acum. De ce? Dar ce? Vrei să slăbești, nu? Da. Dar ești bine. Da, bine, n-ai treabă. Bun, Ioana, tu ce mai faci? Că tu ești ok. Zi. Eu foarte bine. Da, am venit aici. O lasă și ea melodie odată cu melodia asta. Datorită lui Ionuț Dimache și mie. Ce? Ea cu melodia ei singură, crezi că are nevoie să vină cu tine? Ea vine vineri singură aici la emisiune. Corect, și corect. A, da? Da, păi dacă poți să vii dacă vrei. Poți să vii și o aplauzi. Vii și eu, da. Bun. Poți să dansezi până vineri te refaci. Sper să... Treci-mă febra, nu mai nimic. Gata. Zine. Deci, cum îți mai merge acum? Cred că merge foarte bine, nu știu, eu... Mă, cred că merge foarte bine. Dar nu-mi dau seama, nu, dar eu am treabă, sunt cu treabă la studio, prin alte părți, adică tu succesul își zici, face treaba și muzica își face treaba și eu îmi fac treaba. Suntem două chestii separate, iubit? Cum ar veni. Ce iubit? Ce... Iubit, adică... Nu! Păi când ai bine ca nebunii? Păi așa... Adică e singură? Da. Bă, nu vine să oameni buni, pe final de emisiune Ioana Ignat ne cântă piesa Ca nebunii. A, și Spic, m-a venit și Spic. Pentru că este piesa lui Spic. Și Tudor, Tudor. Și Tudor, salut Tudor. Tudor Monroc, care a produs această piesă. Perfect, da, mă, stai mă când mă ții de mână. Poți să mă ții de mână să-mi zici tu. Spic și Ioana Ignat ne cântă Ca nebunii, oameni buni. O piesă pe care merită să o ascultați. Să-i dați share, like și să se audă în absolut toată România. Băieții ăștia sunt foarte talentați și au o voce senzațională lângă ei. Ioana Ignat, bate palma. Cred că vorbești de Tudor. Perfect. Vă mulțumesc mult de tot. Noi ne vedem pe Instagram, Cătălin Măruță, cu Bifa Albastră, unde suntem prieteni. Și până atunci, toate cele bune. Eu vin mâine la 3 la emisiune. Mai vine cineva? Ne vedem mâine la 3 atunci. La revedere!
de când mi-ai zâmbit, tot un jur s-a făcut traf. Ce trăiam zi de zi părea că-i regizat. Sătul de frig, ești singura ce-mi ține cald. Ce trăim știm doar noi, piesa asta și-un cerșaf. Condamnați unul la altul, nu aș eva da de aici nici dacă ai vrea tu. Na, de-a lungul timpului ăsta numit subit iubire, pledez în fața ta vinova de fericire. Zâmbete dulci priviri, secunde, minute și ore în șir. La telefon mă dă non-stop pe fir, ștergem dureri să creăm aminti. Că dacă ceream nu mi s-ar fi dat să-mi pui dorințele și viciile cap la cap. Sunt sigur că noi doi peste ani am fi întâlnit și am fi cântat împreună în același ritm. Ne purtăm unul pe altul oriunde ne-am duce noi, noaptea plin pe dinăuntru și pe afară goi. Pasăm trecutul cu plasturi de viitor. Noapte bună al nostru este bună dimineața lor. Zâmbete dulce priviri, secunde, minute și ore în șir. La telefon mă rog, stop pe fir, ștergem dureri să fim amintiri.